8 la 6 pentru faimoși. Intră pe traseu prima dată astăzi pentru războinici Maria Chițu, Elena Marina, a doua oară. 3, 2, 1. Elena Marina a pierdut cu Ștefania punctul, a trecut atunci la războinici. Acum însă iată-i cu două puncte în fața războinicilor pe faimoși, după ce au fost în ipostaza de a egala de 5 ore astăzi. Faimoșii s-au desprins la două puncte. Maria Chițu, prima dată pe traseu astăzi, are o misiune și o misiune pe care a mai împlinit-o până acum de foarte multe ori cu maximă eficiență în favoarea tribului din care face parte, tribul în care a revenit, tribul războinicilor. Sezonul al doilea, Maria Chițu, sezonul al doilea, Elena Marin. Cele două fete, Maria Chițu și Elena Marin, și-au adjudecat două din cele trei zile de individuale, cea de-a treia zi fiind adjudecată de cel care urma să ridice marele trofeu Zani. Iată ce istorie bogată în adrenalină, în energie, în inspirație are Survivor România. Maria Chițu coboară la sol, atentă. Vedem, Elena Marin vrea să-și ia revanșa și în palmaresul propriu cu Maria Chițu. Și în ceea ce privește bătălia triburilor, și în ceea ce privește ecuația zilei, a pierdut azi un punct, Elena Marin îl vrea înapoi. Scoate prima bilele, Elena. Singura Elena rămasă în competiție, erau două la faimoși. Elena Ionescu a părăsit competiția joia trecută în urma duelului eliminatoriu. Prima plasare a bilei și prima deplasare este la Elena Marin, dar vine imediat Maria Chițu, mai înaltă, membrele mai lungi, la Maria Chițu, să vedem cum vor juca aceste date fizice în avantajul ei. Se duce bila, o lasă să curgă Elena Marin. Iată, o primă bilă parcată de Elena Marin. Își face o cruce Elena Marin, pregătește a doua bilă, în timp ce Maria Chițu nu renunță. Ea e foarte aproape, Maria Chițu, de a plasa din nou. Iată războiul psihologic. Câtă energie, cât lucru în echipă. Și constatăm din nou, faimoșii lucrează foarte bine atunci când intră pe trasee. Războinicii, pe de altă parte, lucrează foarte bine și în echipă și individual. Acum însă este 8-6 în favoarea faimoșilor. Iată, e foarte aproape Maria Chițu să placeze și ea prima bilă. Este iarăși acolo cu război psihologic, Jador, dar exact, este a patra oară, plasează Maria Chițu prima ei bilă. În acest moment și-a pornit-o pe a doua. Ăsta e momentul, ambele fete sunt foarte aproape de photo finish. Elena Marina a scăpat acolo bila, dar vedem ce se întâmplă în situația Mariei Chițu. Nu renunță Elena Marin, ci nu este un joc al renunțării Survivor până nu se aude flerul de final. Proba se desfășoară, sorții sunt deschiși. În acest moment Maria Chițu reușește în cele din urmă, după ce Elena Marin plasase prima, aduce punct, reduce din diferență 8 la 7 pentru faimoși. Eu accept sfaturi și eu sunt un om foarte fierbă, dacă nu știu, ascult pe alții. Dar acolo, crede-mă, nu puteam să stau cu cei și când ți-am zis că trebuie să mă lași pe mine. Eu nu pot, nu știu, și pe ești înăcut. Nu pot să stau așa, eu am nevoie să-mi echilibrez. Da, înțeles. Forța, am înțeles. În picioare. Știi de șefa ta? Adică tu l-a scos de șefa ta? Nu fă astfel de lucruri. Hai, tancule! Dacă te văd și eu și dacă te văd eu după aia... Hai, tancule! Dacă și Elena să rupă punctul ăla, le răspundea. Că dau ei. Avem nimeni de aia. Poate. Cu Dani v-am spus, dar poate data viitoare, dacă... Cum că n-au dat dimineața râu. Nu faci de data. Nu, deci aia cu... Ești mândru de tine la cât ai ciripit aici pe margine la colegii noștri.
Ai cel mai murdar caracter din echipa ta, Andrei, ca să știi. Ce mai bun? Andrei n-a vorbit niciodată prost. Cum nu? Doar mult, doar tot. Doar tot. Bă, dacă tu ești de ajut, e bine. Bă, dar Jador, cum făcea mai apropo? Prost, nu a vorbit niciodată. Andrei, dacă tu ești de ajut, e bine, frate, ce ai? Păi, dar tu te lauzi cu două facultăți, cu masterate. Păi, nu s-a luat, a fost întrebat. Nu, el a zis. El a zis, nu s-a luat. Nu m-a întrebat nimeni de facultăți și masterate are. Nu l-a întrebat nimeni, adică nimeni nu l-a întrebat. La unde, ce facultate ai făcut? Conservator și management afaceri. Conservator? De muzică și master, da, da, da. Tu scrieți? Iar aș fi bombect ăla acum, mă! Da, 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 da. Nu știam când a venit ceva. Mai, și-a văzut fetele! Ai făcut cu mai! Când a venit pe aia, nu mai avem pusări în vorba aia. Și să vă mulțumesc. Exact, ca un care... Morale? Vreau să spun la ce e slabă. Mă, cu ghiță iertor, ești? Da. Și mă, tu, dă... I-ai tras să te spui. Care să vedem lucrurile din acea făcută. Aș vrea începe să mă gândesc că le niște asta care l-a. Jocul pentru provizii s-a încheiat în două runde, 6 egaluri. Au condus faimoși și la un moment dat cu 2 puncte în față, era 8-6. Meciul se încheie cu victoria tribului Războinicilor, scorul de 10-8. Proviziile, câte 2 ouă și câte 2 cartofi pentru fiecare membru al tribului, merg la Războinici. 2 puncte la faimoși au adus Zani, Ana, Jorge. La voi ați avut 2 care au adus câte 2 puncte și totuși, iată, ăsta e Survivor, așa arată dinamica unei victorii.